Și vreau să vă spun de aici că în anii 90, la sfârșitul anii 90, eu lucrând în teritoriu, eram prin mulți agenți economici, prin sate, prin satele Republicii Moldova și des vorbim cu lumea. Eu în 99 deja știam că dumneavoastră în 2001 o să fiți la conducere. Eu știam. Și vorbeam cu, am prieteni, am rude în mass media și le spuneam, zic, să știți că Partidul Comuniștilor o să vină la putere. De ce? Fiindcă vorbeam cu lumea și lumea, îi știam părerea lumii. Azi, eu vorbesc de la numele Comitetului Congresului Civic din Comuna Budești și vorbesc de ce? Că fiind în adunare cu populația, vorbind la diferite instituții din comună, este o părere, auzi diferite indignări acolo, dar când vorbești personal, noi îmblăm, am îmblat, am strâns semnături pentru declarații, lumea are cu totul alte impresii, alte păreri despre politica ce care se petrece în țară, despre situația din țară. Și de ce vă spun, ceea ce cunosc, poporul speră că dumneavoastră veți veni din nou la putere și veți face ordine care a fost, care s-a început în 2001. Și lasă cei cu care nu le place simbolica partidului, că asta e simbolica nu e a dumneavoastră, asta e simbolica muncitorului și țăranului. Sunteți unicul partid care promovați interesele poporului de rând, celor care nu știu toate legile, nu-și pot apăra drepturile, dar dumneavoastră ați promovat. În cei 20 de ani, numai partidul dumneavoastră a demonstrat că sunteți demn de țara aceasta, de poporul acesta și eu vă rog azi, nu schimbați simbolica, fiindcă asta e unica speranță a muștorului și țăranului în ea. Fiți demn de poporul acesta, fiți demn de țara asta, fiindcă pe mine personal mă doare sufletul, eu cred că dumneavoastră tot vă doare sufletul de ce, cum străduiește azi poporul nostru. Vă dorim succes! Și toate problemele care le se abordă astăzi, să vă ajute Domnul să le promovați în viață, noi, poporul de rând, vă susținem să trăiți, să vă aveți succes!